Comunitatea din Potloge a inaugurat căminul cultural din satul Vlășceni, proaspăt reabilitat și modernizat cu fonduri prin AFIR. Căminul a fost un proiect de suflet al primarului Nicolae Catrina, trecut la cele veșnice. În 2022, administrația locală din Potloge este condusă de viceprimarul Viorel Drăghici. Vrem căminul cultural reabilitat pe fonduri AFIR, 1,6 milioane lei și contribuția Consiliului Local 1,3 milioane, un cămin care a păstrat din arhitectura timpului, un loc care a fost pentru mulți dintre dumneavoastră lăcașul copilăriei, adolescenței și tinereții. Nimic nu era posibil fără toate astea dacă nu era cel care a inițiat și a fost artizanul acestui proiect, regretatul nostru primar, Catrina Nicolae, pe care vă rog să-l aplaudați. Un moment deosebit pentru viitorul acestor copii și mă bucur să văd astăzi în sală atât de mulți copii care vor duce tradițiile satului românesc mai departe. Eu vreau să vă felicit pentru ceea ce ați făcut aici. Aveți un cămin cultural cum nu au alte localități, așa cum spunem noi la țară, cămine de centru. Și în ultimul rând vreau în acest cămin cultural să-l salutez pe domnul deputat Radu Popa și mulțumim pentru prezență. Invităm aici. Nu vreau să ne raportăm doar la o simplă clădire. În acest cămin cultural de astăzi trebuie să avem activități cu copii, trebuie să avem activități cu reprezentanții școlii de la dumneavoastră de aici, cu reprezentanții bisericii și, în ultimul rând, cu reprezentanții comunității locale pentru a da viață acestui cămin cultural și a desfășura cât mai multe activități aici la dumneavoastră, în satul Vlășceni. Domnule viceprimar, vreau să vă felicit alături de aparatul tehnic din primărie pentru ceea ce ați realizat aici. Vreau să vă asigur de sprijinul, nu doar al meu personal, ci de sprijinul echipei noastre, așa cum a spus la început, o parte din echipă o vedeți alături de dumneavoastră, pentru că avem foarte multe proiecte la dumneavoastră în localitate, avem foarte multe proiecte la Vlășceni, avem foarte multe proiecte la Potloge și nu ne vom opri aici. Pentru că, așa cum am spus acum 2 ani de zile, o spun și astăzi în fața dumneavoastră, scopul nostru principal este acela de a dezvolta comunitățile locale, de a reduce diferențele între mediul urban și mediul rural și, în ultimul rând, noi pe care ne vedeți aici în fața dumneavoastră, vom fi alături de comunitățile locale pentru a realiza tot ceea ce ne-am propus. Doamne ajută, la mulți ani, să avem un an nou mai bun decât 2022 și vă promit că ne vedem la Potloge și în perioada următoare pentru următoarele obiective pe care le avem de inaugurat împreună. Doamne ajută și la mulți ani! Crearea unui obiectiv important pentru comunitatea dumneavoastră, acest cămin cultural care oferă condiții prielnice pentru desfășurarea activităților culturale, educative, pentru, de ce nu, întâlnirile pentru a discuta problemele din comunitate. Felicit administrația locală pentru faptul că continuă să dezvolte comuna dumneavoastră, continuă proiectele bune pentru comunitate. Nu este un lucru ușor, este nevoie de implicare, este nevoie de foarte mult efort și este nevoie și de o colaborare. Deci, așa cum spunea și domnul viceprimar, lucrurile bune se fac în echipă, iar echipa din administrația locală de la Potloge face, să spun așa, echipă bună, da? Cu o altă echipă, cea a Consiliului Județean. Atunci când cele două forțe se unesc, nu pot decât să iasă lucruri foarte bune. Felicitări, sport la sport, la treabă și tuturor copiilor pe care îi văd aici le doresc să se bucure de această locație și să desfășoare cât mai multe activități culturale, educative, frumoase în acest loc. Așezământul a fost inaugurat în prezența a 10 de copii care au urcat pe scenă și au încântat audiența cu talentul lor.